Salut, fecioare! Voi face etalarea pentru săptămâna 13, 19, scuzați-mă, 13-19 iunie. O etalare generală pentru cei care aveți zodia în fecioară, ascendentul în fecioară sau femeile luna plină în fecioară, cele care sunteți născute pe lună plină. Luna având o importanță mai mare pentru o femeie. Asta însemna să aveți soarele în pești. Deci, o etalare generală pe domenii de viață. Dacă ați observat la etalările lunare, am mai schimbat, am mai adus ceva nou, dar aici, deocamdată, mi se pare atât de plină de date și de lucruri încât vă puteți regăsi acolo într-un colțișor. Aveți runele făcute pentru luna plină din Săgetător, fecioarele. Iată un leu de bâte. Un leu, un rege de bâte, scuzați-mă, leu. Deci un bărbat cu ascendentul zodia în leu, care poate să promită să vă ajute. El, am spune că luptă pentru dreptate, pentru adevăr, dar trebuie să fiți întotdeauna atenți, fiindcă s-ar putea să-și atingă scopurile lui și abia pe urmă să se mai gândească și la voi. Bani pe care îi primiți, comunicați legat de resurse, comunicarea, familia, da? Aici fericirea, locul de muncă, vorbim de contracte, asocieri, aici schimbări, transformări, aveți destul de multe arcane majore, cunoaștere, carieră, relații și, să zicem, ce vă este destinat, ce trebuie să faceți, ce sacrificiu trebuie să faceți. Voi s-ar părea că vă doriți niște bani sau primiți niște bani. Bani pe care îi primiți împreună cu familia, pentru munca voastră. Deci sunt bani în care, să zicem, ați muncit și voi și familia, deci sunt bani care vă dau o stare de bine. Puteți să investiți, sunt bani pe care îi așteptați, dar nu neapărat o sumă mare de bani. Poate că pentru unii poate să reprezinte și salariu, fiindcă sunt bani pentru munca voastră. În ceea ce privește, deci așteptați acești bani. În ceea ce privește fericirea voastră, aveți un paj de bâte. Pajul de bâte reprezintă noutăți, reprezintă călătorii, reprezintă lucruri noi, schimbare. Deci s-ar părea că acest lucru vă bucură, vă aduce totuși o bucurie, dar el, acest paj de bâte, poate să reprezinte și un berbec, poate să reprezinte o femeie care are ascendentul zodia sau luna plină în berbec, fiindcă este vorba de un paj, poate fi vorba și de o femeie. O femeie tânără, o femeie care muncește, o femeie care creează, e creativă, dar totuși am putea spune că cei din jurul ei, fie că sunt prieteni, colegi, profită din munca ei.
Aici aveți cunoașterea legată de familie. Bine, această cunoaștere de sine, cunoaștere spirituală, parcă din familie, din cămin, sau, am zice, legat de o călătorie, aveți această cunoaștere, aceste sprijin, parcă ajutor din partea familiei pentru a călători, pentru unii. Pentru resursele voastre s-ar părea că unii dintre voi comunicați foarte bine, aveți o comunicare rapidă, deci faceți această comunicare din care sperați să aveți niște resurse, să câștigați ceva, ceva de genul ăsta. Deci resursele voastre sunt legate de comunicare pe internet. La locul de muncă sau chiar în sănătate, mare atenție, sunteți cumva într-o perioadă de stagnare, fiindcă sacrificatul, țapii spășitor, sunteți scoși atunci când sunteți într-o perioadă de stagnare. Cei din jur vă consideră pe voi vinovați de un aspect, de ceva, de o problemă și sunteți așa, cum să spun, în stagnare, izolați, dar oricând vă puteți elibera, totul depinde de voi, fiindcă nu sunteți prinși decât de un picior și puteți să vă eliberați oricând, dar trebuie să vă schimbați concepțiile. Nu o să puteți schimba concepțiile celorlalți, dar concepțiile voastre depind numai de voința voastră. În ceea ce privește cariera voastră, să zicem, sau menirea voastră, este să vă ocupați de o casă, de căminul vostru, să-l modernizați sau pentru unii să-l cumpărați sau să-l închiriați. Cert este că este foarte important pentru voi acest cămin. Într-adevăr, dacă nu ai un loc al tău, un colțișor al tău, nu poți să spui că te vei împlini din punct de vedere al carierei, din punct de vedere al menirii tale pe pământ. Nu îți vei simți această menire împlinită. Știți, de multe ori se spune că menirea omului este și aceea de a planta un pom, nu? Un om lasă după el, nu un pom. Un pom, de pildă un nuc, supraviețuiește unui om și ceilalți se pot bucura de roadele lui, cei care vin după. Bun, deci mergem mai departe. Avem comunicarea. În comunicarea voastră pare să aveți un blocaj, această comunicare cu frați, surori, verberișoare și chiar vecini. Dar acest lucru se poate realiza pentru faptul că această comunicare, am zice, atunci când doriți voi să înlăturați acest obstacol, acest blocaj, veți putea. Fiindcă numai prin corectitudine, fermitate, prevăzători, veți putea realiza această comunicare pe care vă doriți. În contracte, asocieri, căsătorie sau chiar procese, aveți o stagnare, o perioadă în care persoane din afara voinței voastre vă impun această stagnare, vă țin într-o stagnare, aici tot la fel. Persoane din jurul vostru vă țin în această stagnare, la fel și aici, situații dificile pe care trebuie să le țineți sub control, unde am putea spune, v-ați dori până la urmă să vă impuneți voința printr-un triumf. Dar Arcana vă sfătuiește. Puteți să mergeți peste cei care vă țin în stagnare și să impuneți acest triumf, să vă impuneți voința. Dar trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Trebuie să vă înarmați cu foarte mult curaj. Nu sunt persoane
înțelepte, binevoitoare, înțelegătoare. Nu, sunt persoane agresive. Deci cam ăsta ar fi aspectul. Trebuie să fiți într-adevăr un luptător. Aici aveți relațiile voastre cu prietenii, cu protectorii, înscrisuri falsificate. Cineva vă face înscrisuri falsificate. Aceste înscrisuri falsificate, bineînțeles, dau probleme, creează probleme, mai ales când sunt susținute de aceste persoane care vă pun tot felul de piedici, tot felul de piedici vă pun. Trebuie să fiți foarte atenți la aceste înscrisuri, fiindcă acest personaj poate să reprezinte o femeie care are un aspect pe vărsător, zodia ascendent, luna în vărsător, luna plină în vărsător, dar este o femeie care ascunde ceva, o femeie care preferă să scrie, să mintă în scris. Ăsta este cuvântul. În ceea ce privește, și ea poate să aibă protectori, protectori foarte mari. Da. Aici aveți familia. În familie s-ar părea că aveți amintiri din trecut, în săptămâna aceasta, sau vă întâlniți cu persoane din trecut care vin și vă vizitează sau vin în familia voastră. Totuși este o reuniune, să zicem, care poate să reprezinte și o legătură cu trecutul, amintiri din trecut, stări benefice, plăcute, aceste amintiri. În ceea ce privește schimbări, transformări, renaștere, poate și folosirea banilor celorlalți, aveți aici 7 de bâte. Am zice că sunt blocaje, sunt obstacole în fața voastră, dar puteți să le depășiți, puteți să faceți față, aveți tot ce vă trebuie pentru a depăși aceste blocaje. În ceea ce privește sacrificiul vostru, este acela să ajungeți la o înțelegere, la o armonie cu o persoană. Deci trebuie să cedați, să cedeze celălalt. Poate fi vorba de o relație în care fiecare trebuie să lase de la el, să-l înțeleagă pe celălalt, să-i treacă cu vederea anumite lucruri, dar și voi la rândul vostru trebuie să-i treceți cu vederea anumite lucruri celuilalt. Deci este o împăcare, o înțelegere între două persoane. Acest lucru este sacrificiul vostru al fecioarelor. Bun, deci aveți două arcane majore, importante, la locul de muncă sau sănătatea, sacrificiul, țapul ispășitor, stagnarea. Și din nou stagnarea în contracte, asocieri, procese, căsătorie. Aveți aceste blocaje, stagnări, care sunt impuse de persoane din afară. Nu sunt stagnări datorate vouă. Voi trebuie să luptați. La locul de muncă puteți să vă schimbați concepțiile, dar aici nu, este foarte dificil. Eu vă doresc numai bine, o săptămână frumoasă cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.